Dragi absolvenți, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o, alegându-mă decan de promoție. Mă bucur și mă simt onorat să vă transmit astăzi, în numele Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, un ultim salut în calitatea dumneavoastră de studenți ai universității noastre. Ați ajuns cu bine la capătul unui drum care știu că nu a fost nici scurt și nici ușor. Nu este o întâmplare că învățământul superior medical e printre puținele forme de învățământ care necesită până la 6 ani pentru finalizarea studiilor. Fie că vorbim de medicină, de medicină dentară, de farmacie sau de bioinginerie, sunt toate domenii vaste de studiu care necesită nu doar acumularea, dar și corelarea unui volum de informații impresionant și aflat în continuă schimbare, grație progresului tehnologic și științific. Medicina, științele vieții în general, se dezvoltă într-un ritm tot mai accelerat, de la un deceniu la altul, iar bagajul de cunoștințe cu care plecați astăzi din universitate reprezintă, vă asigur, o temelie solidă pe care veți putea clădi an după an educația dumneavoastră medicală continuă. Pentru dumneavoastră, absolvenții de medicină, medicină dentară, farmacie sau bioinginerie, momentul de astăzi este o nouă aliniere la start. Cariera dumneavoastră începe acum. Poziționarea academică a universității noastre, atât la nivel național cât și internațional, este garanția că veți avea un start bun, că plecați în carieră cu un bagaj de cunoștințe solid și bine structurat. Însă, învățarea, mai ales în domeniul nostru, e un proces fără sfârșit și va trebui să continuați studiul pe toată durata carierei dumneavoastră. De aceea noi, profesorii dumneavoastră, ne-am străduit în toți acești ani nu doar să vă transmitem informație, dar și să vă învățăm cum să învățați singuri pe mai departe. Meritați așadar, cu prisosință, felicitările și aprecierea noastră a profesorilor care v-am condus pe drumul cunoașterii, semestru după semestru, sesiune după sesiune. La fel cum meritați pe deplin mândria pe care o văd luminând chipurile părinților dumneavoastră prezenți aici. Dar, mai important decât orice, fiți conștienți că meritați aprecierea și respectul societății spre care pășiți astăzi pentru a-i fi slujitori. V-ați câștigat pe drept locul într-o profesie în care vă veți fi respectați, apreciați și chiar iubiți uneori de cei pe care îi veți ajuta să treacă peste suferință. În egală măsură, veți purta în fiecare zi pe umeri imensa responsabilitate a meseriei și vocația de medic. Nu e o povară ușoară, vă asigur. Am văzut nu de puține ori colegi transfigurați de oboseala unei gărzi aglomerate. Suntem epuizați fizic și psihic după o intervenție chirurgicală de 6 sau 8 ore. Sau pur și simplu copleșiți de gânduri în confruntarea cu un caz dificil, în care ai mai multe opțiuni curative, dar numai una este cea bună. Cunoașterea de carte și mai târziu experiența vă vor fi cei mai buni sfătuitori și vă asigur că la finalul fiecărei zile de muncă în drumul spre casă veți zâmbi gândindu-vă la binele pe care îl lăsați în urmă. E poate cel mai frumos lucru în profesia noastră, binele pe care îl faceți zi de zi semenilor voștri. Fiecare generație de absolvenți e diferită, are ceva special în comparație cu generațiile anterioare. Iar dumneavoastră, promoția 2022, nu faceți excepție de la regulă. Sunteți prima generație de absolvenți care a trecut printr-o pandemie de la începutul și până la sfârșitul ei. Am descoperit și experimentat împreună o nouă formă de educație, învățământul 100% online, cu avantajele și neajunsurile lui. Alături de profesorii dumneavoastră, ați dat dovadă și ați dovedit o impresionantă capacitate de adaptare, pentru care vă apreciez și vă mulțumesc încă o dată. E important să știți că învățarea a fost bidirecțională. Nu doar dumneavoastră ați învățat online o perioadă de timp,
dar ne-ați învățat și pe noi, ca universitate, cum să adaptăm procesul didactic la specificul învățământului online. Procedurile pe care le-am dezvoltat în această perioadă, software-ul și experiența pe care am dobândit-o alături de dumneavoastră ne fac astăzi semnificativ mai pregătiți pentru acest tip de învățare. Sper să nu fim nevoiți să punem în practică din nou aceste cunoștințe, dar dacă va fi nevoie, vom fi pregătiți. Tot voi, absolvenții promoției 2022, sunteți prima generație după anii 40 ai secolului trecut, care a trăit experiența unui război aproape de frontierele noastre. Nu este nici locul și nici momentul să vorbim despre politică internațională și absurdul războiului. Dar am adus în discuție acest subiect pentru a vă îndemna să vă gândiți ce au în comun pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina din perspectiva dumneavoastră de proaspăt absolvenți a unei școli medicale. Dacă am fi la curs, aș cere răspunsuri din sală. Am râde împreună pe marginea unor răspunsuri conspiraționiste, apoi v-aș da răspunsul pe care probabil nu l-ați intuit, nu din necunoaștere, ci din modestie. Dumneavoastră, dragi viitori medici sau asistenți medicali, sunteți acel lucru pe care l-au în comun pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina. Astăzi, internetul este inundat de imagini și filme cu luptele celor două armate, rusă și ucraineană. La fel cum până mai ieri eram copleșiți în fiecare zi de cifrele și imaginile pandemiei. Dar atât în spatele pandemiei, cât și al războiului, stă o armată pe cât de tăcută și invizibilă, pe atât de eficientă. Armata de medici, asistenți, infirmieri, bioingineri, farmaciști, medici, dentiști, toți din domeniul medical. Povara pandemiei, lupta continuă, vreme de peste 2 ani, această armată în alb a purtat-o. Citeam zi de zi, la ora 13, update-ul cifrelor pandemiei. Număr de noi infectați, de paturi ATI ocupate, de pacienți vindecați, dar și de semenii noștri care au pierdut lupta cu virusul. Gândiți-vă însă că lângă fiecare dintre acele mii și zeci de mii de pacienți a existat o echipă de medici și personal medical care a luptat ca acel om să treacă cu bine peste infecție. De la medicul din triaj, de la asistentul care preleva probe pentru testare și până la medicul din salon sau din secția ATI, toți acești oameni și-au dat energia, priceperea și uneori chiar propria sănătate pentru binele pacienților. Și nu de luni până vineri de la 8 la 16, ci săptămânal, săptămâni la rând de lucru peste program, adesea și mult peste puteri. Și nu oricum, ci în condiții de lucru extrem de dificile, în combinezoane închise ermetic, multe ore în șir, care lăsau urme adânci nu doar pe față, dar și în minte. De astăzi, dragi absolvenți, îi veți numi pe acești eroi tăcuți colegii dumneavoastră. Fiți mândri și aveți încredere că intrați în această armată albă, bine instruiți, perfect capabili să vă faceți meseria și să construiți mai departe propria cunoaștere pe fundamentul solid pe care vi l-a oferit Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Nevolnic este elevul care nu-și depășește învățătorul, spunea Leonardo da Vinci. Creșteți așadar, atât uman cât și profesional, și fiți mai buni ca noi cei care v-am format. Vă asigur că nu ne puteți face o bucurie mai mare. Și indiferent unde vă va duce drumul, salvați la favorite strada Universității numărul 16 pe GPS-ul dumneavoastră profesional. Aici este alma mater, aici este locul unde sunteți oricând bineveniți să vă întoarceți pentru a cere un sfat, pentru a ne bucura cu realizările dumneavoastră profesionale sau doar pentru a vă aminti pe viu de anii studenției. Mult succes în viață și în carieră, dragi absolvenți ai promoției 2022. Vivat, crescat, floreat, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași.
virtutea puterilor pe care mi le-a acordat Senatul, constatând că s-a depus jurământul de intrare în profesie, vă declar absolvenția Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Felicitări tuturor absolvenților promoției 2022 ai Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Aplauze! Congratulations to all the graduates of the University of Medicine and Pharmacy Grigore Tepopa Iași. Promotion 2022. Félicitations pour tous les diplômés de la Faculté de Médecine et Pharmacie, Université, promotion 2022. Félicitations. Felicitări și mult succes în carieră.